Salutare! Drujba asta Matrix are un scârțit la ambreiaj. Exemplu? Are un scârț, e un pic îndelare la anti. Acum ori freacă oala de ambreiaj, ori n-are de nou vaselină la rulmentul ăla cu aici. Vedem imediat acum. Că se poate, dar o să vedem dacă se aude pe filmare. Că problema vine. Eu zic că n-are vaselină. Da, aici ori spart rulmentul, ori n-are vaselină. În fine, oricum o să o demontăm, să vedem ce... Experiența de noob spune lipsă vaselină, da. De ce latră el acolo. Bun. Pentru asta ne dăm jos niște angrenaje, îi blocăm pistonul și cu cheia specială îi dăm jos ambreiajul. Sau boțe, adică... Să vedem ce are. Așa. Jos bujia. Micuță bujia. Cheia serioasă. Da, cred că aia alaltă să-mi doaie. Da, da, am una mai rea. Ia, cum e amestecul? Da, e optim amestecul. Nu, e bun, e bun, e chiar bun. Cum să nu fie bun? Maroniu frumos. E doar e reglată de mine. E, da. Zici că e ca la mașini. Infiletăm bujia oarbă, cum se spune. Și să-i dăm jos. Asta pe românește blochează pistonul, să nu se mai miște. Da. Să putem da jos ambreiajul cu cheia asta, se învârte în sensul ăsta, unde scrie off, adică desfacere. Au băgat chinezește aici o pastă blocantă, aia să vezi ce trag eu de ea. Sau iese din prima. Una din ele. Și contra. Ai contra sus, că de. Te ajut cu ceva? Țin? O, să văd, poate o stă și numai. Dacă nu, facem schimb și trag eu. Am mai multă forță. E vorba de forță că... Are... Trebuie să-l țin într-o poziție anume, mă, să nu... Gata, mă! Gata, l-ai dibuit. Să nu plece după... Dai, mă, locul, să nu plece după sabot, știi? S-a desfăcut sau a sărit? Că... S-a mișcat un pic, dar nu știu cât s-a desfăcut. A luat-o, gata. Are pastă, exact cum am zis. Păi, 90%. Eu am văzut-o acolo, zic. A pus cu poftă. Merge greu. Că el oricum se strânge în sensul de rotație, adică el n-are cum să sară de acolo. Deci, ca la orice rolă la mașină, ca la orice... Incredibil, mie mi-a sărit odată, înțelegi? Cum l-am găsit desfileta, mă, înțelegi? Asta e nouă? Deci era în sensul de strângere, nu știu cum. Nu te plăcea? L-am găsit desfileta când l-am văzut, ce-i mă cu tine? Dar am simțit eu ceva, am oprit motorul, știi, și când mă uit acolo, zic, iau... Mai avea puțin și-l prindea, el luai în mână? Da. Grijă mare, nu sară arcul ăla, să nu sară saboții, adică nu, că se întâmplă ceva, dar... Ia alergi până curte. Îi bagi greu la loc. Nu, îi bagi greu la loc pe ăsta. Dacă sară ăștia, mă, de aici, ăștia, dacă vezi de aici, vezi, okay, da... are arcul ăsta și... Da, mai bine nu. Mai bine să nu sară de acolo, că m-am închis jumătate de oră să-i bag la loc. Are iar cola serios. Să vedem. Oh, ce frumos face. Are și aici. Șaiba asta ține și ea în... Da. În maclavaițul ăla ține, să știi. Dai să-l rupi. Și în filet. Nu, că nu-i pe filet șaiba. Nu, în filetul care e acolo, să mai proptește și șaiba, exact. Nu-i pe filet ea. A pus, mă, chinezul, mă, firar, mama lor. Privește și partea bună, a pus, nu a luat. Da, hai că o ia așa pe filet și asta.
Hai asta zic. Ce să faci? Până o scos tu, continuăm. Am scos șaiba. Aha. Și cred că asta era problema, că n-aveai uscat. Aolea. Exact. Se pare că am avut dreptate. A uitat de vaselină. Și nu știu, un timp de rulment ciudat ăsta, adică nu... Parole. Nu că e ciudat. Nu? Da, e parole. Da, nu are vaselină deloc. Era un alt tip care avea și un canal aici, unde mai putea să mai rețină ceva. Dar dacă găsesc eu unul pe acolo, o să vă arăt. Dar asta n-are ce să aibă. Nu. E. Da, aici. Nu, asta e bine. Scârțitul. 100%. Ia să vedem și la asta aici. Vrea să fie bucșă de plastic? Nu, nicio bucșă, este pinionul pompei de ulei. Oh. Ăsta antrenează pompa de ulei. Gata, știu ce e. Știu ce este. Să văd dacă iese aia la sigur. Am crezut că e o bucșă ca să nu mai scape pe acolo. Are simering. O bucșă ca să nu scape, să nu tragă aia în toată. Exact. Bun, cu ocazia asta o să băgăm și niște... Soare? Niște vaselină la ăsta, la melcuri, la pompa de ulei. Dacă tot e așa, plus că ungem, îi schimbăm șirul mentul. Perole. Și ăsta e tot la fel, dar... Mult mai prost calitativ. Astea măcar mai au un șanț care, uite, mai rețin. Vaselina, care oricum ea nu prea stăia mult timp aici, că asta e. La ce turație are? Dar, decât deloc. Asta cât atinge? Trece de 12.000 asta? Trece. Așa. Așa. Luăm excesul ăsta de aici. Aia, las că n-are nimic excesul. E bun. Tași că e bun. Vrei să pun eu ăla ca să te curești tu de vaselină? Șterg excesul, că dacă ajunge unde nu trebuie, patinează ambreiajul. Da. Asta e treaba, bun. Acum o să-i pun la loc saboții. Adică pe ăsta. Adică pe ăsta? Nu, întâi protecția asta de tablă. Șaiba. Șaiba grasă. Șaiba care acum stă. De, nu mai are smâcâzi. Nu, e invers era. Așa era, că semnele de la saboți. Pun și pe saboți la loc. Că i-am desfiletat așa, să infiletăm invers. Da, e să infileteze invers decât normal, cred. Da. Nu? Da. Da. Să-i dau un pic. Mai au rămas pe, a rămas pe ea, mă. Păi, da. Pasta aia lei, a lor. Da, cum să nu rămână, că e pusă să a fie. A pus multă, știi. Știi cum e, a pus, că nu pun de la ei. Nu pun de la fabrică, da. Hai, mă, centrează-te frumos. Hai, nu fi măgar. E mârlie. Trebuie să avem grijă să nu stricăm filetul. Dacă nu forțăm, nu ar trebui să fie o problemă. Trebuie prins drept și cu asta... Ia, stai să încerc eu să văd dacă mi iese mai bine mie. Nu, lasă-l așa. Sigur are mizerie și da. Bineînțeles. Ce ai vrea să aibă? Are mizerie. Aici e bine. Da, no, să o curăț, mă, oprește puțin să o curăț. Go! Și acum strângem. Da, l-am strâns, l-am strângem un pic mai... Greuț? Să dăm demarul, da. Mai are vreun joc ceva acum? Acum nu mai are și joc, uite. Pe asta văd, de asta te și întrebam. Asta s-a deci strâns. Nu cumva ăsta era și de proastă calitate? Asta zic că de proastă calitate. Ține-l puțin să-i fac un prim plan la asta. Așa. Da. Și vedem, oricum. Deci după ce ați montat ambreiajul și l-a strâns de formă, neapărat să nu porniți drujba până nu i-a spus lama și lanțul și capacul, ca să poată să se strângă, că altfel vi-l aruncă. De afară. Scoatem bujia oarbă și punem restul la loc.
și vedem dacă am rezolvat problema sau nu. Eu zic că da. Ia da, și ăsta un pic. Asta vă că e uzat un pic. Fără ulei, fără nimic, să vaselină, da. Fără ungere mai pe românești. Da. Chiar arată bine, e amestecul bun. O idee bogat, că de e în doi timpi, dar e foarte bine. Vârful e cum trebuie, nu ce-i pe aia. Păi nu, eu mă refer, e o idee bogat cum trebuie să fie pentru un doi timpi. Că... Da. Dar vârful e ca la benzinar, motor pe benzină în patru timpi. A, în mare, 90% din cazuri, da. N-am pretenții. Ce pretenții să ai? E motor în doi timpi, totuși. Hai că asamblăm astea. Unde ai pus filtrul? Așa și trebuie problema să dispară. Cu puțin noroc merge mai bine. Ce să le faceți? Asta e nouă drujba voi, ați mai văzut-o. Dar ce să le faci? Acum serios. Ce e la fel de nouă ca o drujbă veche. Ce să le și faci? Da. De exemplu la hainerul ăla meu MTMF011 n-am avut nicio problemă la ea de un an. E tot chinezească vorba aia, dar cred că e de toate mai bine că chiar n-am avut nicio problemă la ea, nici cu scârții, ci mai e și modificată și am tăiat cred că 40 de rezervoare cu ea. Și oricum nu modificările sunt cele da, care o strică. Nu neapărat, da. Acum practic nu mai scârție. Și nici joc nu văd să mai aibă. Joc nu mai are, o să-i punem capacul și lanțul și... Îi facem o probă. Îi facem o probă să vedem dacă mai scârție. Bun. Bun. Hai să o pornim, să vedem. Dacă mai scârție. Eu zic că nu. Problema rezolvată, de acolo a fost. Da, exact, am avut dreptate. N-avea vaselină de niciun fel. Plus, n-avea vaselină de exact, nici la pompiță, nici... Pe asta nu-i de niciun fel. Bun, hai, gata, cam asta e problema rezolvată. Salutare și toate cele bune!